voi păstra respectul deplin pentru viața umană de la începuturile sale, chiar sub amenințare, și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale contrar legilor umanității. La centrul multifuncțional din Craiova a fost astăzi o atmosferă de sărbătoare. Complexul a fost neîncăpător pentru viitorii medici, familii, prieteni și profesori ai acestora. Aproape 400 de studenți au depus jurământul lui Hipocrate. Suntem gata să lucrăm în slujba oamenilor care au nevoie de noi. Profesia pentru care ne-am pregătit implică seriozitate, cunoaștere și, nu în ultimul rând, sacrificiu. Pentru că de implicarea noastră depinde acum viețile unor semeni de-ai noștri. Cu toții vom simți de acum responsabilitatea ce ne revine. Viitorii medici au fost felicitați și încurajați de profesori și de conducerea Universității de Medicină și Farmacie. Medicina nu a fost și nici nu va fi o profesie în care să strălucească staruri, ci doar echipe ale căror eforturi stau în spatele succesului. Deci nu uitați să vă respectați, respectându-i pe ceilalți și să vă ajutați colegii și mentorii. Numai așa veți fi la rândul vostru respectați de către pacienți și societate. Studenții de la medicină, promoția 2019, ar fi trebuit să susțină examenul de rezidențiat pe 10 noiembrie, însă a fost amânat din cauza alegerilor prezidențiale și a faptului că în acest moment la Ministerul Educației nu există un ministru care să avizeze metodologia examenului. Examenul ar trebui să aibă loc pe 8 decembrie.